Oameni buni, bine ați revenit și bine v-am regăsit la Secretele Brașovului. A început toamna, începe luna octombrie și iată la începutul lunii octombrie ce se poate întâmpla decât începe școala, o nouă școală, așa cum ne place nouă să spunem, și vorbim despre studenți. Pentru că luni 2 octombrie, dacă nu mă înșel, are loc deschiderea anului universitar. În acest scop și nu numai, să aflăm mai multe despre studenți și despre cadrele didactice și despre programe și despre tot ceea ce se întâmplă în mediul universitar. În acest sens, îl am alături de mine în prima parte a emisiunii pe domnul profesor universitar, doctor inginer Daniel Munteanu, care este totodată și prorectorul cu studenții și legătura cu mediul economic și sociocultural din cadrul Universității Transilvania din Brașov. Bine ați venit, domnule! Bine v-am găsit și mulțumesc foarte mult pentru invitația făcută. Așa cum deja ne-am obișnuit telespectatori, întotdeauna când e vorba de informații, le preferăm să luăm direct de la sursă și dumneavoastră sunteți cel mai în măsură astăzi să ne dați și ne bucurăm că ați onorat invitația noastră. Așa cum și anunțam, luni se deschide mediul universitar, încep studenții să vină și în acest sens aș vrea să vă întreb ce o să se întâmple la universitate odată cu, hai să zicem, deschiderea anului și după aia intrăm în detalii. Desigur, suntem în fața unui nou început, să spunem așa, un început de an universitar cu bune, noi spunem cu mult mai multe bune decât rele și sperăm ca studenții care ne calcă pentru prima dată pragul să găsească aici, la Universitatea Transilvania, un loc de care pentru care să aducă aminte mult timp de acum încolo. Sigur, universitatea este, zicem noi, pregătită pentru acest nou început. În cadrul celor 18 facultăți ale universității, 9 tehnice și 9 netehnice, toate pregătirile s-au cam încheiat. Noul an universitar va debuta cu un element de maximă noutate pe care nu am să-l divulg acum, dar o să-l vedeți, o să-l percepeți chiar luni, în prima zi de școală, la deschiderea oficială a anului universitar. E bine că suntem la Secretele Brașovului, astfel că ăsta e un mic secret pe care o să ne-l divulgați. Este un secret, dar un secret pe care o să-l veți afla luni și cred că va fi un element surpriză, dar în sensul foarte plăcut. Vă spuneam că cele 18 facultăți sunt pregătite. Față de anul trecut, în anul acesta, dacă discutăm de anul întâi, avem cu circa 100, aproximativ 200 de studenți mai mulți. Este adevărat că interesul poate a fost mai mare în zona aceasta netehnică și discut aici de interesul pentru examenul de admitere și pentru admiterea la facultate, comparativ cu zona tehnică. Și spun asta câteodată cu părere de rău, pentru că eu sunt de formație inginer, deci am terminat o facultate tehnică și îmi pare rău că anumite facultăți de tradiție nu mai au căutarea pe care o aveau anii anteriori. Și când spun asta, mă gândesc și la faptul că în Brașov și în zona Brașovului există o serie de companii, de investitori care au așteptări de la universitatea noastră și în direcția aceasta a ingineriei. Și să sperăm că această scădere nu este semnificativă, dar totuși există, nu se va manifesta pentru mult timp de acum încolo. Nu trebuie ascuns faptul că avem în continuare facultăți tehnice cu o mare căutare, și aici aș putea aminti Facultatea de Inginerie Electrică și a Calculatoarelor, sau anumite programe de studii în cadrul altor facultăți de tradiție, cum sunt programele de genul construcție aeronave sau programele în zona aceasta de alimentație și turism, ingineria medicală, deci cu o concurență destul de ridicată, 4-5 persoane pe loc, sau cel puțin așa am avut la admiterea din vară.
Dar sunt și facultăți de tradiție, și aici mă refer chiar la ingineria lemnului sau la ingineria materialelor, unde lucrurile nu au stat de bine. Dar să știți că această tendință, acest fenomen se manifestă la nivel european. Deci am stat de vorbă cu colegi din diferite universități din Europa și este cam aceeași problemă. Cred că, vă întrerup un pic, cred că sunt până la urmă trenduri date, adică eu mi-aduc aminte, nu știu, fratele meu a absolvit facultatea de electrotehnică din cadrul Universității Transilvania și știu că era bătaie pe loc la inginerie acum nu știu câți ani, mă rog, când a absolvit-o el, născut în 69, deci știu că atunci erau 4-5 pe un loc, exact cum e. Să știți că și acum este la inginerie electrică și deci la calculatorului. La ASE știu că pe vremuri de-abia se completau locurile, nici nu se completau locurile. S-au mai schimbat lucrurile. Și am absolvit mecatronică, deci și la mine când am fost, sunt tot absolvent al prima facultate, mecatronică, și într-adevăr se intra destul de greu, nu era așa ușor. Așa este. S-au mai schimbat lucrurile și pot să vă spun că am avut o concurență foarte mare la medicină, la psihologie, unde cred că pe locuri, dacă nu greșesc, pe locurile bugetate au fost circa 13 candidați pe un loc. Tot sociologie, deci programele acestea de resurse umane, de sociologie și comunicare, chiar și la drept, deci științe economice, cum spuneați, deci concurența a fost destul de mare și interesul pentru astfel de domenii este destul de mare și ceea ce mă surprinde puțin este faptul că și absolvenți de liceu cu profil, sau clasele de la liceu cu profil real, acești absolvenții claselor cu profil real de la liceu se orientează și nu puțin dintre ei către această zonă netehnică, care se pare că în această perioadă atrage mai mult atenție. E interesant și discutam chiar acum, înainte să vin la emisiune, cu cineva, mă rog, nu vreau să intru neapărat în discuția aceea, însă cred că e vorba și de pregătirea licenilor, să spunem, cel puțin din punctul meu de vedere, mi se pare foarte important și știu că există și aveți programe acum în care ei pot să vină, să vadă, am asistat și eu și altceva, să poată să ia contact cu mediul universitar. Mi se pare foarte interesantă ideea de a vedea ce ai vrea să fii peste 3 ani, 4 ani sau 5 ani când îți finalizezi studiile, mă rog, prima parte, că poți să mergi și mai departe. De ce? Pentru că în 5 ani de zile pe piața muncii se produc mari schimbări și se vor produce mari schimbări și poate dacă acum se cere dreptul s-ar putea să vedem că, nu știu, peste 5 ani de zile să fie altceva. Asta cred că e un lucru destul de delicat. Până la urmă, probabil că dacă îți faci bine treaba, indiferent în ce domeniu ești, bineînțeles, cu siguranță apreciat. Acum să știți că cred că sunt puțini cei care, și aici mă refer la absolvenții de liceu, sunt puțini cei care se gândesc la astfel de schimbări pe termen mediu, să spunem așa, vis-a-vis de cererea pe piața muncii. Cred că mult influențează și felul meseriei, plăcerea de a face ceva. Uitați-vă în zona aceasta de IT, de inginerie electrică, de știința calculatoarelor. Rămâne totuși o atracție pentru mulți tineri. Chiar și designul. Da, deci încă atrage atenția multor tineri. Și cred că unde poate ar trebui intervenit ar fi în liceu, este adevărat, în zona aceasta de orientare a carierei. Deci poate că sunt mulți tineri care încă nu cunosc ceea ce înseamnă o anumită carieră, ceea ce poți face într-un anumit domeniu, vin deja direcționați, au o anumită direcție pe care probabil nu este cea care și reprezintă, și pentru a-i ajuta să-și formeze o viziune despre unde ar dori să ajungă, cred că ar trebui intervenit mai mult la nivelul liceului, acolo, la orientarea carierei tânărului. Întru tot un sentimentul dumneavoastră și rețin că până la urmă nici nu-i de ascuns, că mai te duci și pentru că vor părinții să te duci acolo, mai îți spune câte cineva, uite, eu am fost acolo și a fost așa, du-te și tu acolo.
Până la urmă, aptitudinile însă sunt cele care trebuie să decide și pasiunea, cum spuneați, sau ceea ce îți place, ceea ce faci, că s-ar putea să ajungi în anul 2 și să-ți dai seama că nu ai legătură. Nu-i neapărat ceea ce dorești. Da, să știți că noi am avut, din păcate, și nu numai noi, problema este la majoritatea universităților din țară. După primul an, peste 20%, chiar poate 25% este un grad de abandon. Și asta denotă faptul că o parte din acești studenți care abandonează nu și-au ales corect domeniul, direcția exact. De studiu. Foarte interesant asta. 20% e destul de mult. Chiar mai mult de 20. Da, chiar mai mult de 20, mi se pare... Da. Bun, revenind acum la deschidere, deci înțeleg că are loc la ora 11 în aulă. Da, va fi deschiderea la nivelul universității, dar înainte de ora 11, fiecare facultate va avea propria deschidere la sediul facultății, discutăm de cele 18 facultăți, după care, după deschiderea din aulă, după amiază, începând cu ora 14, Există o serie de activități gândite să se desfășoare pe colina universității, în curtea interioară a colinei universității. Acolo vor fi standuri ale asociațiilor studențești, ale casei de cultură a studenților, vor fi câteva concerte, vom instala o scenă, deci sunt câteva activități foarte plăcute, să spunem așa, și făcute împreună cu studenții, tocmai pentru a sărbători cât se poate de frumos acest nou început de an universitar. Vor fi concursuri, vor fi activități de orientare în campus. Foarte interesant. S-a mai realizat așa ceva? S-a mai realizat, da. Nu poate la același nivel, dar da. Au mai făcut în fiecare an. Din ce îmi spuneți, chiar sună foarte frumos și uite, sunt foarte interesat și o să vin să văd emulația și ceea ce se întâmplă acolo. Să știți că sunt universități, în special în străinătate, am văzut, care rezervă pentru aceste activități de orientation, de orientare în campus, chiar și o săptămână. Este adevărat, în afara perioadei de studii. Noi, practic, începând cu 1 octombrie, deja intrăm în... și nu putem să ne permitem să alocăm mai multe zile. Deci trebuie să concentrăm totul într-o zi. Dar sunt universități străine care își alocă mai multe zile înaintea începutului propriu-zis. Interesant asta și un lucru care ar putea să fie foarte frumos și interesant. Bine, acum și universitățile alea poate se întind pe... Deși și Universitatea Transilvania are destule corpuri și ai ce vedea. Sigur că da. Cu siguranță. Despre Universitatea mea în centru, ceea ce povesteați, asta e numele, să zicem... Se leagă de surpriza care va fi, să spunem așa... Atunci nu insistăm mult asupra ei. Luni. O să aflați mai multe luni la deschidere. Aș vrea să mergem puțin în zona, pentru că dumneavoastră fiind, făcând legătura exact, așa cum spuneți titulatura, cu mediul economic și sociocultural, aș vrea să le despărțim puțin și să venim puțin în zona... Hai să vedem, să mergem odată în primul și în primul rând zona căminilor universității și ceea ce se întâmplă acolo, pentru că întotdeauna, cel puțin ăla e un lucru care naște multă energie în jurul. Așa este, da. Păi, acum ar trebui să precizăm niște lucruri la început. Deci Universitatea Transilvania, cel puțin la finalul acestui an universitar, a avut circa sau are circa 19.000 și vreo 600 de studenți, dintre care vreo 3.000 și ceva sunt studenți la forme de învățământ la distanță sau cu frecvență redusă. 16.000 sau peste 16.000 sunt studenți la zi. Din acești studenți, și discutăm de cei de la zi, cam aproximativ 7.000 sunt din județul Brașov, ceea ce înseamnă că restul, mai mult de, sau aproximativ 9.000, sunt din afara județului Brașov. Adică mai mulți decât cei care sunt în județ, practic? Mai mulți, da. Mai mulți sunt din afara județului. Și aș putea să vă spun exact, deci principalele zone de unde ne vin studenții, vă spun așa, top 3, da. Deci pe primul loc este județul Prahova, este și vecin. Apoi, cred că este, deci în cifre egale, sunt cele două județe, Bacău și Buzău.
Sigur, avem din aproape toată țara, dar discutăm de cifre mai semnificative acum. Avem și din Dâmbovița, avem și din Argeș, avem și din Mureș, avem și din Harghita și Covasna, deci zona aceasta de centru, chiar și din Constanța sau din Bihor, dar cele trei județe dau grosul, să spun așa. Prahova, Buzău, Bacău. Prahova este pe primul loc și apoi Buzăul și Bacăul, cifre foarte, foarte asemănătoare. Sigur că multora dintre acești studenți care vin din afara Brașovului trebuie să le asigurăm și cazare, dacă ei o cer. O parte dintre ei stau și în gazdă, că așa aleg ei, dar mulți aleg să rămână să locuiască în cămin. Căminele universității, și acum discut de numărul de locuri de cazare, oferă cel puțin pentru acest moment aceeași cifră, deci 4.233 de locuri de cazare dispuse în 13 cămine. Avem 8 cămine în complexul Memorandului și 5 în complexul Colina. Dacă o să mergeți anul acesta în cele două complexuri studențești, o să vedeți ceva schimbat, în sensul că este poate, nu știu dacă este prima dată, dar după mulți ani au căpătat o altă înfățișare exterioară. Deci au o altă culoare, s-au reîmprospătat așa. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, desigur că au fost și lucrări, intervenții, ca de obicei, în interiorul căminelor. Și aici mă refer la spațiile de cazare, deci la camere, la holurile comune, la băi, chiar și la cele două cantine pe care le avem, una în complexul Memo și cealaltă pe colina universității. Deci au fost și încă nu s-au finalizat, sper ca mâine să fie ultima zi în care să se mai lucreze în cămine, au fost câteva mici întârzieri în anumite cămine, au fost lucrări destul de ample și făcute tot pentru a veni confort, a ridica gradul de confort al studenților. De asemenea, ne-am propus treptat să intrăm puțin și să schimbăm și mobilierul din camere. Am început cu mese, cu scaune, cu elemente de mobilier mai simple, mai puțin scumpe, să spun așa. Am schimbat, avem acum în complexul Colină căminul 16, care este cel mai nou cămin al universității, asta însemnând că a fost dat în folosință parcă în 1996, dacă nu mă înșel, dar de atunci în acest cămin mobilierul nu a fost schimbat. Și am încercat acum să-l schimbăm complet, deci am început cu dulapurile, acum urmează paturile și scaunele, deci treptat încercăm să împrospătăm și elementele acestea de interior din camerele studenților. Sigur, e greu, sunt investiții mari, sunt două surse de venit, până la urmă sunt veniturile proprii ale universității, dar și acești bani care vin prin subvenția oferită de Ministerul Educației. De asemenea, încercăm în fiecare an să menținem un echilibru între ceea ce investim și ceea ce taxe punem pentru studenți, pentru că nici nu putem forța foarte mult lucrurile în direcția taxelor. Și cred că încă avem niște taxe, să spunem așa, acceptabile, decente. Am înțeles că există numai o creștere ușoară a taxelor. Este o creștere ușoară în sensul că sunt două categorii de studenți. Este vorba de studenții finanțați de la bugetul de stat, care au și o subvenție lunară asociată, și studenți care practic vor plăti în noul an universitar 180 de lei față de 170 taxa de anul trecut, dar mai mică decât acum 2 ani, când a fost 190 de lei, iar studenții care sunt la învățământul cu taxă, deci la forma cu taxă, ei vor plăti undeva la 320 de lei, cu 20 de lei mai mult decât anul trecut, aceștia nebenefind de subvenția de la stat. Creșterea, și aici aș vrea să subliniez acest lucru, această creștere este datorată în special modificării tarifelor la utilități, dar și la serviciile pe care noi le avem în cele două complexuri, și aici mă refer la serviciile spălătorie, nu știu, celelalte, apă, canal și alte servicii specifice gospodăriei celor două complexuri. Cum e cu, cel puțin
Eu știu că se mai vindeau locuri prin cămin, se mai luau, se mai dădeau. Știu că universitatea era destul de intransigentă cu privire la acest lucru. Da, noi n-am încurajat astfel de fenomene, deci mi se pare puțin, nu știu, imoral să faci astfel de lucruri, mai ales când există totuși o cerere destul de mare. Asta spuneam că... Și mulți se așteaptă să primească, sau așteaptă să primească un loc în cămin, iar alții să facă astfel de gesturi. Nu am încurajat. Cum am depistat acest lucru, practic, am dat și sancțiuni, în sensul că persoana respectivă nu a mai avut dreptul să mai locuiască în cămin pentru restul perioadei de studii. Deci nu. Deci imediat cum un astfel de student este depistat, automat este exclus din cămin și nu va mai avea dreptul la cazare. Bine de știut. Da. Vis-a-vis de, știu că există acel protocol, mă rog, care se face și practic între primărie și universități, dar din ce cunosc eu, universitățile private n-au fost interesate. Vorbesc de abonamentele RAT, da, vis-a-vis de transport. Da, deci studenții noștri, și discutăm acum de Transilvania, indiferent de formă, că sunt la zi sau la, că sunt la buget sau la taxă, vor beneficia de un abonament pe toate liniile la rat redus, la un preț mai redus, în sensul că nu vor plăti 70 de lei, vor plăti 50 de lei. Mai mult decât atât, cei care doresc în continuare vor putea primi de la universitate încă 50% din această, ba nu, chiar mai mult. Deci 35 de lei, deci vom acorda și noi fiecărui student. Deci, practic, dacă un student va continua să-și deconteze această parte, va plăti pe un abonament cu, deci, cu puterea de a circula pe toate liniile, numai 15 lei. Deci primăria sau Consiliul Local, Consiliul Local și primăria va oferi această reducere de 20 de lei, iar universitatea va mai oferi acești 35 de lei, deci practic 15 lei va costa în final un abonament. Cred că este vorba, și să specificăm și acest lucru, studenții cu vârsta maximă de 26 de ani, așa este, ce am eu ca informație, este. Deci da, că e important de 26 și lucrul de ăsta. Ani. Da, da. Adică nu chiar orice student, iar pe perioada vacanței se pierde practic aceasta, adică nu e valabilă această reducere pe perioada 1 iulie, 1 octombrie. Eu din câte știu aici, într-adevăr, din câte știu, se menține parcă și pe perioada vacanței. Eu așa știu. Eu aveam asta ca informație, o să o verific. Trebuie să și verificăm eu. Și noi. Da, da, nu știu, asta este o. Chiar atât am primit protocolul de la primărie. Deci e proaspătă. Și trebuie să vedem puțin de ce se întâmplă cu vacanțele. Da. Bun. În ceea ce privește, nu știu, probleme cu care v-ați confruntat, și acum să mergem în zona, că am mers pe zona socială, vreau să mergem și puțin și pe zona culturală. Care mai este viața, pentru că din punct de vedere cultural, știți că au existat tot felul de discuții că Brașovul din punct de vedere cultural nu este un oraș care se ridice la un anume nivel, da. Lucru din punctul meu de vedere contrazis de multe ori, dar acum dacă stăm și privim în urmă cu ce a fost Brașovul în urmă cu 20 de ani, este greu să ajungi, nu știu, alte orașe care poate au avut tradiție culturală. Brașovul, din nefericire, în ultima perioadă, pentru că a avut și el, sigur, tradiții majore, da. Dar în ultima perioadă a fost totuși un oraș. Acum sunt mai multe elemente care, să spunem așa, sunt oferite de Universitatea Transilvania vis-a-vis de această viață culturală a Brașovului. În primul rând, după cum știți, Universitatea dezvoltă în fiecare an această adiune de concerte a Universității, care va debuta chiar luni, la deschiderea anului universitar, în aula Universității după amiază, deci spre seară. Și cred că aceste concerte care se desfășoară în aula Universității au atras atenția multor brașoveni, mai mult sau mai puțin meloman, dar oricum cred că ceea ce se întâmplă la noi contribuie la, sau oferă, adaugă valoare acestei vieți culturale brașovene. Mai mult decât atât, după cum știți, la rectoratul Universității, la parterul rectoratului, clădire care acum se află în renovare, și o să vedeți la finalul acestei renovări cum va
lumina, să spun așa. Am văzut niște planuri, da, vis-a-vis de partea asta. Și până la urmă și această zonă arhitecturală contribuie la, la partea aceasta de cultură, să spunem așa. Este o, este o clădire deosebită, cu un istoric deosebit, cu o poziție deosebită și este normal să aibă și o, o înfățișare deosebită și o să aibă peste circa un an. Vă spuneam că la parterul rectoratului noi avem și am dezvoltat și încă este în curs de dezvoltare un centru multicultural unde foarte frecvent, atât pe linie muzicală cât și pe linie culturală, literatură, poezie și așa mai departe, sunt, se desfășoară diferite evenimente și prin aceste evenimente universitatea, să spunem așa, contribuie, contribuie la menținerea unui tonus destul de ridicat în această direcție a, a culturii. Loc de mai bine, desigur, tot este, timp. Dar cred că universitatea, prin tot ceea ce face, a menținut, să spunem așa, acest tonus de care vă spuneam și în această direcție a, a culturii. Fie că discutăm de muzică, fie că discutăm de literatură, fie că discutăm și de alte aspecte, chiar zona aceasta artistică, expoziții de pictură, de gravură, zona ce ține de partea arhitecturală și așa mai departe. Și dacă îmi permiteți, am vorbit despre rectorat și anume despre faptul că acesta va avea o nouă înfățișare cât de curând. O nouă înfățișare cât de curând va avea și complexul Colina Universității și discutăm aici de spațiile didactice, unde au început lucrările de reabilitare și de, de modernizare, dacă vreți, a acestor spații exterioare, fațadelor exterioare. Aproape gata este primul corp de clădire și discutăm aici de spațiul ce, clădirea ce găzduiește Facultatea de Inginerie a Lemnului, dar lucrurile vor continua treptat și către celelalte corpuri de clădire. Deci și Colina, care este poziționată excepțional, va avea o altă înfățișare cât de curând. Deci o refreșuire totală, să vedem ce surprize ne mai rezervați. Bun. Da. Haideți să mergem puțin și în zona economică, foarte la modă, să spunem așa, în momentul de față și o emulație a ceea ce se întâmplă în Brașov și nivelul periferiei Brașovului și zonele imediat apropiate. Dacă ne referim la viața studențească sau partea profesorală în combinație cu mediul economic, cum îl regăsiți acum, cum îl vedeți și ce vă imaginați că ar trebui să urmeze în perspectivă? Păi, universitatea, prin tot ceea ce a făcut vis-a-vis de această problemă, cred că, în primul rând, putem spune că și-a deschis larg porțile pentru această colaborare cu mediul economic. Și, frecvent, avem întâlniri cu reprezentanții mediului economic. Dacă vreți, noi am format un așa-numit consiliu al reprezentanților mediului economic, în cadrul căruia ne întâlnim și discutăm, să spunem așa, nevoile ambelor părți. Nu este ușor, dar am considerat deosebit de important să răspundem nevoilor mediului economic, tocmai pentru a acorda șanse maxime de angajare a absolvenților care termină la noi, la Brașov. Desigur, știți foarte bine că atunci când un investitor alege să investească într-un anumit loc, și aici poate că putem să accentuăm mai mult pe zona industrială, se uită dacă în acel loc există și o universitate și cam ce domenii sunt dezvoltate în cadrul universității și cam care este pregătirea absolvenților pentru a face față cerințelor companiei respective. Din acest motiv, noi am încercat să avem o legătură permanentă cu mediul economic din zona Brașovului și nu numai, tocmai pentru a afla care sunt nevoile lor și cred că ceea ce este important și noi am început să facem este faptul că pe lângă aflarea acestor nevoi, noi am încercat să atragem acești parteneri economici și în zona de educație. Deci am încercat să adăugăm frecvent pe lângă sau să adăugăm la ceea ce se predă, la ceea ce există în programele de studiu
ale fiecărui domeniu, ale fiecărui program, ale fiecărei facultăți, să adăugăm elemente concrete, practice, venite din partea angajatorilor, dar tot sub o formă de educație. Pentru că ambele, cred că reunite, vor contribui clar la o mai mare reușită pe piața muncii a absolvenților noștri. Deci, din acest punct de vedere, suntem complet deschiși unei colaborări cu, permanente cu mediul economic. Am încercat să dezvoltăm proiecte comune și aici nu mă refer numai la proiecte de cercetare, ci și la proiecte de diplomă. Am spus, domne, este bine să nu faci sau să faci o cercetare de dragul cercetării, să folosească cuiva, să o aplici undeva, să aibă și un caracter aplicativ. Desigur, există și această colaborare între mediul economic și zona de institut de cercetare a universității și trebuie să subliniem și să ne lăudăm cu acest institut, care este poate cel mai mare și, cred că nu greșesc, cel mai modern echipat institut de cercetare ce aparține unei universități de stat din România. Deci există foarte multe, foarte multe activități făcute cu scopul deschiderii către mediul economic. Avem și cele două podiumuri ale companiilor. Sunt cele două proiecte realizate în cadrul complexului Colina, unde încercăm frecvent să dezvoltăm întâlniri între studenți, angajatori și colegii noștri profesori, tocmai pentru a afla unii de la alții cam ce se oferă de aici, ce nevoie există în mediul economic, a pune cap la cap, a închide acest cerc în scopul, cum vă spuneam, îndeplinirii misiunii noastre, adică de a avea cât mai mulți absolvenți în piața muncii. Auspicii bune sunt, organizare e, târgul respectiv din doi, târgul să nu-i spunem, organizarea de acolo și ceea ce se va întâmpla, ați anunțat-o. Venim să, la deschidere, să ne anunțați și surpriza despre care îmi spunea, să ținem pe telespectator un pic așa, la un mic secret, care până la urmă va fi dezvăluit. Și ce să zic, să vă doresc mult succes și să auzim din ce în ce mai mult astfel de idei inovative și bune care până la urmă să atragă acești studenți și să-i pregătească pentru ceea ce urmează, că aia e foarte important, să nu-i pregătească și să nu rămână cumva ancorați în trecut, cum, nu știu, se făcea în alte vremuri. Poate. Așa este și eu vă mulțumesc pentru invitație și sper, și asta ne și dorim, ca un student când vine la școală, la universitate, să vină cu cea mai mare plăcere. Când mergi undeva cu plăcere, ai și o altă, ești motivat să faci acest lucru și mai mult decât atât să aibă o maximă reușită și după ce termină la noi la Brașov. Așa să fie. Domnule prorector Daniel Munteanu, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența la Secretele Brașovului și sper să ne vedem cât de curând cu noi vești bune de la Universitatea Transilvania. Vă mulțumesc și eu pentru invitație încă o dată. Oameni buni, o scurtă pauză și ne revedem cu un nou invitat.